Mă bucur că am făcut parte de grupul care a venit la copii și care asta sunt zâmbeti adevărat și mă bucur că am fost la ei. Ce au zis copiii? Ați găsit fan pe acolo, pe în salon? Da, da, s-au bucurat, s-au zâmbit și au zis, au promis că după când ies o să vin la meciuri. Am văzut că te-au recunoscut copiii și pe afară pe aici. Da, mă bucur că mă iubesc copiii, că ne cunosc și e un gest frumos. Cum e pentru voi în momentul acesta? Cum e lupta asta pentru titlu? Păi tot e de jucat, avem meci luni cu Farul, foarte important, zic cel mai important la anul ăsta și trebuie să gestionăm bine. E decisiv meciul cu Farul? Nu e decisiv, dar pentru noi e foarte, foarte, foarte important. Cu victoria ne aduc speranțe, dacă nu câștigam, avem foarte puține șanse pentru titlu. Patronul spunea că dacă nu câștigă, poate să-și ia banii să plece. Noi suntem focusați să pregătim meciul săptămâna asta și să câștigăm. Spunea că n-ați avut curaj la Cluj și o să vină să țină un discurs. Aveți nevoie așa de încurajări? Și noi am zis că prima repriză n-a fost bună, dar după prima repriză n-am pierdut meciul și am jucat bine doilea repriză. Asta sunt speranțe și model cum trebuie să jucăm și orice încurajare de partea patronului ne primim bine. Cum îl simțiți pe Elias ca antrenor? V-ați acomodat cu el? Da, e un antrenor bun, e tânăr, a trecut și el foarte multe, are cât înțeleg 70 de meciuri pentru Naționala Cipru și a jucat și prin Germania și mă bucur că a jucat și chiar și fundaș stânga și am schimbat puțin informațiile și cu el, cum juca el și cum e. Cu Cordea ați vorbit, cum se simte? Ieri l-a criticat rău patronul. E ok? Cum e? Eu n-am văzut nimic, n-am vorbit nici cu Cordea. Părea ok așa. Da, ai văzut și voi că a fost aici și a avut și el zâmbet. Dar cum e în grupul vostru când un jucător, un coleg trece prin moment așa și poate nu ies lucrurile atât de bine? Asta e un lucru normal la echipa, dacă un jucător nu dă randamentul sau nu vorbesc de anumit jucător sau de ceva. E normal la echipa de club că un jucător e sub nivel, dar echipa trebuie să tragă pe același jucător să iese din, să zic, nu forma sub care a jucat înainte și suntem un grup unit și promit că o să dăm unul pentru toți și toți pentru unul ca să bucurăm la sfârșitul campionatului. Simțiți că puteți lua campionatul, sincer? Da, sincer, eu simt și de asta merg zi de zi la antrenament și am încredere în echipă și în toți băieți. Oricum și avem și o galerie foarte frumoasă și împreună putem să facem lucruri mari. Spui tu că dacă nu câștigați cu Farul, se cam pierd șansele astea. Vedeți totuși lupta asta dusă până în ultima etapă? Normal că da, normal. Asta, play-off-ul de anul ăsta e foarte, foarte echilibrat și mă bucur pentru asta și e foarte strâns cu multe egaluri, dar vedem. Eu sper că noi profităm de lucrul ăsta. Risto, cum simți arbitrii din teren? Pentru că a fost o fază de la Niculescu la Cluj, identică cu cea de la Constanța pentru care s-a dat penalti pentru Farul. Da. La nu s-a dat. Cum simți? Da, nu e, sunt arbitrii diferiți. Ei decid lucrurile, dar avem și VAR, trebuie să avem încredere în ei, să nu gândim așa la așa ceva și să fie un fair play, să avem același tratament toți și la asta mă gândesc eu. Patronul ar avea pe Ghencea cu CFR, ați vrea și voi? Normal că vrem și că ne gândim la asta, dar primul lucru trebuie să câștigăm cu Farul.